Tu o să mă omori azi? Da. Da, vezi că mai trebuie chinuri și tu, da? Băi, Gabiță, da. Ești cu Terminator în mașină. Câți ani ai zis că ai? 12 jumate. Da. Mamă! Bă, băiatul ăsta se cerea de mașină 100. Nu poți să te oprești un pic pe dreapta să stărăcească? Ia-mă-l pe taică. Nu-ți porni de ventilatoare. Nu-ți apă la 130 de pornit ventilatorul, nu-i pornit. Nu-i pornit? Mamă! Mamă, cred că s-a dus motorul. Cine a oprit pe tine? Cine a mers? Eu nu l-am oprit, nici n-am pus mâna pe el. E datoria ta să verifici să fie pornit și să te uiți pe apă. Cred că s-a dus dracu motorul. La temperatura e... să prăjește garnitura de chiloasă. Am spus tot timpul, ochii pe ceasul de apă. Scade acum, dar cred că e dat. O să ne deja cum faci. Băi, și te mai și uiți, mă. Nu verifici și tu ventilatorul ăla. Dacă s-a dus motorul, s-a dus Ungaria. De-aia zic, e foarte important să fim atenți. Că pulim motorul, pierdem competiția. Nu ne mai distrăm, nu ne mai dăm. Ai ideea. Nu-i chestia de pagă. Eu mă muncesc. Îl schimb, într-o zi e schimbat. Un motor e 500 de euro. Mai bag 500 în el să-l fac. Nu-i mă duc la bac, iau bani. Nu e problema. Problema este că pierdem scopul pentru care facem chestia asta. Vrem să mergem la competiție, vrem să ne dăm, vrem să ne distrăm. Dintr-o neatenție pierde toată distracția. E o chestie de tras un buton. Merită să nu tragi de butonul ăsta? Nu merită. Pilotul e în mașină. Nu e treaba mecanicului să pornească ventilatorul. Nu e treaba nimănui, doar a pilotului. Pilotul urmărește ceasul de apă. Eu n-am cum să-l urmăresc. L-aș urmări. E cam problemă. Auzi, Șter? Da. Nu văd în spate, să-mi zici că nu am mașină în spate. Ai mașină, stai. Ia cu stânga. Așa tare se încing motoarele? Da. Mamă! Specialitatea ta. Mulțumesc. Hai că pare a fi în regulă. N-am mai avut atâta adrenalină în mine de la ultima căzătură. Știu cum am fost și eu motociclist câțiva ani, dar eram din ăla incognito să nu am pe posta subție. A. Că aveam ceartă. Am înțeles. Mergem să urăcim puțin. Eram un gunoi, nu rezistam. Băi, norocos. M-aș fi opticat, pentru tine, nu pentru mine. Bine, mai avem ursul ăla, dar... Eu dacă ajung în setare asta, trebuie să nu dorm de setare. Băi, ce baftă! Ochii pe ceas! Nu trebuie în timp ce te dai! Când ai terminat tura, ochii pe ceas! Genial! Absolut genial! Ce faci, mă, colegi? Că ești profesor universitar! Hai cum să-mi dai și mie filmarea aia din mașină, dacă te rog, după aia? Da, dar nu acum, nu acum! Vorbim cumva pe net! Nu, da, dau cumva de tine, un Facebook, Instagram. Gata, nu mai am nici eu, număr de telefon sau... N-ai venit, nu? Număr de telefon. Am rezolvat-o și pe asta? Nu-l dau nimănui, stai liniștit. Îmi zici, dacă nu te sparg eu cauciucurile, ok. Aș mai fi vorbit cu cineva, dar nu prea mai am cu cine, că restul se... Nu, e ok, mi-am făcut, dar în blaua e super mișto. El dacă vrei să mai dai... Dar la ce ajută? Dar nimic. Să fii șmecher, se spune. Suntem la școală, clasa a treia. O secundă, umorul ăsta, te rog. Mulțumesc. Trebuie să-i pui sechestul și pe casă, da? Pe casă? Da. Da, de ce? Pe motor. Nici ăla nu e al meu. Sunt împrumutate, Gabi. E ok, da? Merge. Mai mergem. Așa. Așa. Gata, aici e blană. Mă mișcă ăsta micul și de asta îmi zic, să stau... Da. Un roche giorețel. E un pic aia, că dacă îți dă cu cineva sau chiar așa și intre pe lateral, aici astea de fibră, știi? Da, e logic. Casca e ok, gata, bănesc, e sigur, ai și țepi? Da, oricum e mare și abia se mișcă. Păi asta ce-ar trebui să fie? Niște filtre de aer? Da, dar doar de aspect. Ah, aha, ok. Că... Tot de tine, gen. Da, da, și țepi și tot. Chiar e. Mersi. Păi ce facem ăla la ușă? O botează?
Faci operații, ce faci? Bă, creier. Prima tură fac doar al doilea și al treilea miraj. Să încălzesc roțile. Sigur că da. Tu la 18 ani mai trebuie să mai dai de carnet? Da. Mă țin la oștia automat? Ca să vă faceți o idee, sunt într-o mașină de drift de vreo 200 și ceva de cai, aproape 300 de cai. Gabi, Imre. Oh, wow. Deci nu pot să vorbesc. E un puș de 12 ani care sunt de deal la tu. Mai bine decât mulți dintre cei care chiar încearcă asta. Puștile astea când se iasă pe străzi, o să vă bagem boală, vă garantez. Și pe voi și pe fete. Incredibil ce se întâmplă aici, incredibil, pe bune, atâta adrenalină. Și mai ales știind care 12 ani, mi-a fost frică la început, sincer, dar acum nu am nicio reținere. Hai, 1, 2, încă învârte în col, 3, sare cu frână de mână. Vai de viața mea. Uitați-vă la el ce face. Nu, deci e o senzație incredibilă. Bine, mirosul ăsta deja a început să să intre în mașină. Mamă, ce le învârte nebun. Eu vreau să-mi văd fața. Lasă-mă. Poți să deschizi și eu un pic ușa? Da, da, da. Încearcă să crești ritmul. Ușor, ușor, da? Ușor la cât 2 la oră, mai mult, inițierea cu jumătate de metru mai repede, nu știu, 30 cm, da? Ușor, ușor, să progresăm, la fiecare tură mai facem ceva în plus. Chiar dacă greșim, da? Facem o greșeală, îndreptăm, nu-i problema, am pierdut o tură, nu-i nicio problemă, nu-i concurs, aici e antrenament. Vreau să mă dau tandem imediat. Ok, nu știu Răzvan ce face, nu știu cu cine să te dai tandem, mă abar n-am, uite. Cu ceva mai bun să aibă puțin grijă de mine. Da. Nu știu cu cine. Mama, a început să mi se facă rău că m-am uitat în telefon de două ori, ce a fost cea mai mare prostie. Și nu mai are nici aer. Nu o fac pe toată. Poți să o faci pe toată dacă o simți că e ok. Dar dacă ai auzit că dang 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 dang. Ok. Da? Clau! Chiamă-l pe taică-miu rapid. Vreau să mă dau tandem cu Santos. Căcat că nu mai am gume. Măcar să-l anunț pentru când mă intru după. Te mai dai? Da, dar bănesc că facem o pauză, nu? Acum. Da, acum după ce termin gumele, adică o tură și o tură. Vorbește cu Santos să mă dau cu el după ce schimb gumele, te rog. Incredibil ce face puștiu. Da, să vezi ce face când e cu gume ca lumea. Da. Acum se dă cu... Se poate și mai rău. Nu, se poate mult mai bine data, dar... Nu, în sensul ăla bun mai rău, hai zic. Numai cu gunoaie s-a dat. Mamă, dar cum se dă? Și a patra lui zi de drift. A patra? A patra zi de drift, da. Deci asta e toată experiența. Mi-a zis Mircea că are 12 ani și zic, ok, 12 ani de experiență. Nu, nu, 12 ani. Zic, da, mă, 12 ani. Nu, 12 ani și zic că... 12 ani, okay. Are 4 zile de experiență. A rămas mască. Asta e tot ce are el, experiență. Vrei să vedem acum la tandem cum se descurcă acolo, e un pic mai greu. Aia am zis, la 18 ani mai trebuie să mai dea de carnet? Hă? La 18 ani mai trebuie să mai dea de carnet? Da, da, de altceva. Circulația pe drumurile publice, cu totul altceva. Pe asta cum o dau jos? Centura, uite aici ai un... Are puș? Așa. Are o chestie. Uite, ai chestia asta. Dacă tragi de ea în oricare parte, așa, se eliberează toate centrul. Ok, am înțeles. Salut! Onorat! Leșinat! Refind-o pe noi, că meriți. Hai, zic cum a fost. Asta a simțit-o și asta. Acum te înțeleg de ce s-a făcut rău. Hai de... A zis Robert că nu-i mai trebuie. Robert, hai că mai vin roți. Mai vin roți. Nu mai mersi. Deci chiar... Ce rezici oamenii? Hai la trei. Lasă mașina aici, îi chem pe băieți cu cricul și
face tati cumva să ne mai dai. Dar dacă acolo era parapet, mașina era varză. Thank you.